Salutare, prieteni! Cei care mă urmăriți pe Facebook, poate ați văzut deja că voi fi unul din comentatorii de la calificările naționale ale Asus ROG Masters la disciplina Counter-Strike Global Offensive. Pe scurt, ROG Masters e un turneu internațional de CSGO cu premii de până la $250.000, iar România e printre puținele țări care a primit propriile calificări naționale pentru a trimite o echipă în următoarea fază regională. Faza națională la noi se împarte pe două etape, calificările online și LAN-ul. Și LAN-ul va reuni 8 echipe la Auditorium Paladin București cu până la 800 de spectatori în amfiteatru, intrarea fiind gratuită, așa că oricine poate să meargă să-și susțină echipa favorită. Pentru calificări vă puteți înscrie pe ESL, v-am lăsat un link în descriere, asta până la 2 iulie, însă e posibil să se prelungească, nu știu asta momentan. Se va juca în sistem de bracket, iar ultimele 8 echipe rămase în acel bracket merg la LAN, așa că chiar merită să vă încercați norocul și skill-ul cu alți jucători din România, pentru că e foarte, foarte posibil să luați un loc care merge la LAN. Și veți juca în fața 800 de spectatori, ceea ce e mare lucru, nu? Locul întâi câștigă calificarea în următoarea fază regională și un telefon Asus Zenfone 3 Max pentru fiecare jucător din echipă. Iar locul 2 merge acasă cu un telefon Zenfone Go de la Asus pentru fiecare jucător. În opinia mea, eu cred că e unul dintre cele mai mari evenimente care au existat vreodată, unul dintre, deci nu spun neapărat cel mai mare, unul dintre cele mai mari evenimente din România de Counter-Strike Global Offensive, având în vedere că sunt 8 echipe la LAN și până la 800 de spectatori care pot să vină să susțină echipele. M-am spus că intrarea e liberă, nu trebuie să plătiți nimic, așa că mi-ar place să văd că veniți să vă susțineți echipa chiar acolo în București, dacă sunteți din București. Eu voi comenta și la faza LAN, așa că cine știe, poate chiar ne vedem pe acolo. Cu siguranță mă veți vedea la masa de comentator și sper că voi putea să vă aduc un casting cât mai bun acolo live de la Auditorium Paladin, la meciurile care se joacă la Counter-Strike Global Offensive. Vă mulțumesc frumos pentru timpul acordat, vă recomand să vă înscrieți, dacă nu vă înscrieți, vă recomand să vă uitați cel puțin online la competiție și dacă nici atât, dacă sunteți chiar din București, vă recomand să mergeți chiar la Auditorium Paladin să urmăriți meciurile. Vă salut și ne auzim cu următorul meci pe care îl voi comenta.